Fazziurile de la... Are fi! Stăm de vorbă cu... Dan Bădiță, din Timișoara. Ocupantul locului... 1, la categoria 93-82. 1993-1982. Ați mai participat și la alte concursuri? Ați mai câștigat? E primul meu concurs și sunt bucuros că am câștigat locul întâi. Cum vi s-a părut organizarea? Foarte bună organizare. Și la anul mai participați? Sigur că da, dacă voi fi în Straja, voi veni cu drag. Cum vi se pare domeniul schiabil de la Straja? Foarte bun, s-au tot dezvoltat în ultimii ani și asta este bine. Mulțumim și succes! Mulțumesc! De vorbă cu... Sunt Marius Fodoran, organizatorul Cupei Straja și coordonatorul Școlii de Ski și Snowboard Straja. Astăzi am organizat Cupa Straja în stațiunea montană Straja. Am avut peste 60 de concurenți, 4 categorii diferite, la masculin și la feminin. În fiecare an primăria municipiului Lupeni a organizat această cupă în colaborare cu noi, Școala de Ski Straja. Câți participanți ați avut? Am avut peste 60 de participanți la cele 8 categorii, 4 la feminin, 4 la masculin. Au primit concurenții noștri de pe podium cupe, medalii și diplome și, bineînțeles, îi așteptăm și la edițiile următoare. Au participat din toată țara? Da, am avut concurenți din toată România, din Timișoara, din Reșița, din București, din Valea Jiului. Felicitări și succes în continuare! Mulțumim!